nu are legătură asta. Eu nu mai mă crede în nimic la totul astea, nu știu cum e pășunie, îi taxă, îți luă... Nu, nicio pășunie, nu avem pe ori de zi decât cele, la cele nu, nici nu s-a ce să se vorbească. Nu s-a votat nimic. Nu am vetul. Să nu avem suprire cu asta. Bun, dar apărgere de vetul n-ar. Trebuie să semnăm. Dacă... Dar nu-s taxele, nu-s taxele pe deschidere. E diminuare taxe. E diminuare taxe. Tot acolo. Nu e nicio diminuare de taxe. Nu mai discutăm asta. Se scrie acolo și se va discuta. Să discută. Nu se votează. Nu știu de ce nu putem pentru eventuale... Nu bine, lăsă baltă, decât să... Nu, lăsă baltă. E două probleme. E două probleme, de acord? Da, da, cișa, domnilor, nu e niciun conflict de interes. Aici nu e niciun conflict de interes. Deci să ajung la să vă înscriu pe toți și să vă spun. Deci nu aveți dreptul să intrați în dialog cu Consiliul Local. Aveți dreptul, conform articolului 138 din Ordonanța 57 privind codul administrativ, să asistați la ședință. Da, și să venim la diverse nu, cu... Nu, ba nu. Da, avem voie la diverse, la discuții. Deci te rog să-mi arăți prevederea legală și după aia o să poți să discuți. Nu, dacă nu, eu mă retrag, vezi și discutați cu ei. Păi, opiniile nu trebuie spuse dacă e cauza noastră. Nu, 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 dar de ce? Păi dacă avem o cauză, trebuie susținută cauza, domnule. Se susține în scris conform... Da, și se completează verbal. Nu. Ba da. Nu, arată-mi prevederea legală și atunci Păi semn că n-ați făcut cum trebuie regulamentul de funcționare a Consiliului Local. Trebuie revizuit. Păi dar nu-i treaba mea, e treaba mea cum funcționează în comuna asta lucrurile. Cum nu? Nu-i treaba noastră, e treaba cetățenilor cum funcționează. Păi dar am vrut să spun că asta e treaba dumitale, să-i spui că nu-i conflict de interes. Dar nu-i treaba dumitale să spui... Ba, e treaba mea că să se respecte legea. Deci, domnul, te rog să nu intri în dialog cu mine pentru că nu ai acest drept, trebuie să asiști la ședință. Nu, continuați atunci, că asistăm. Cine l-a propus pe domnul Botaș? Amința Numele, prenumele? Rusar de Lesant. Rusar de Lin? Rusar de Lesant. Ardele? Da. Numărul de casă? 650. 650. Rusa Dalin. Rus, Dalin, da. Lin. 143. 143. 143. Da. Domnul, să se spun tuturor. Da, nu știu cât e pe bune, parcă e, dar la mine e atât. Toți ați primit procesul verbal de la ședința anterioară. Da. Aveți discuții la el ceva? Nu. Vă rog să-l votați. Deci nu-i nimeni în copil. Nu. Nu. Înainte de a trece la aprobarea ordinii de zi, domnul primar vrea să mai introducă încă două proiecte de hotărâre pe ședință. Începem ca oște toți? Sau gătăm pe ele? Sau gătăm pe ele? Gătăm pe ele. Ordinii de zi rămurge exact cum a fost la punctul de dispoziție. Păi au rămas cu taxă. Era vorba de la ședința care au avut-o, dacă e taxă sau tarif. Au rămas cu taxă. Deci e vorba de un act. Despre ce discutăm acum? Primul
Nu, dar să le introducem astea două, nu le citim. Deci e vorba de un proiect de hotărâre prin care se aprobă un act adițional la contractul de asociere între Ocolul Silvic Dumbrava și unul prin care se aprobă cotizația aferentă anului 2023 la adiacul deșeului. Sunteți de acord cu cele două proiecte să fie introduse pe cale de excepție în ordinea de zi? Cine e pentru? Acum se poate trece de la deci rămâne cu taxă, era vorba de taxă sau tarif. Tariful e alte costuri, alte proceduri și s-a votat în la ADI deșeuri pentru taxă. Ca modalitate, modalitate de plată pentru... Rămâne la fața în 2022. Da. Da. Rămâne tot aceleași taxe? Da, de cam dată n-am... Rămâne pe rămâne contractul cu punctul 6 luni. 6 luni mai... Și apoi vor veni cu alt tarif, mă gândesc. Ei tot organizează licitații la nivel politesc, ca să se înscrie în alt operator. Nu se înscrie nimic. Nu se înscrie nimic. Da, da. Deci va veni cu niște taxe, dar mult când expiră contractul, de... Nu, da. Cine e pentru? Să nu fie neapropiată. Atunci. Da, și tu ce cine stai în noi, dacă nu se scrie nimeni mai? Poate de cumpărat și mai o mașină. Da, mă trebuie să-ți faci serviciul de salubritate. Păi dacă nu-mi faci, dar nu stă la pe la mine. Bine, bine, de aceea de apă, la mult. Da, da. De aceea. Stă la care nu știu. Punctul 2, domnul primar, au Ocolul Silvic, nu? Da. Reprezentantul Ocolului Silvic. Da. Bun, l-ați văzut în proiect, e propunerea la mine. Cine e pentru? Împotrivă, abține. Aici domnul Turtan nu participă nici cum. Nu. Nu votează. Nu? Da. Ha. Trei deșeuri iar? Da, aprobare actului. Adițional, doar și se mandatează primarul comunei ca să facă parte din adunarea generală. Cine e pentru? Împotrivă. Asta e standard, dar știți că de fiecare dată te la aprobăm pe domnul Vianu, de ce? Și pe ăștia. Doar codul administrativ spune clar, el reprezintă comuna cu Borcii. Așa ce? Așa ce, mai dar... Patru, proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Da, o delegare. Delegare și ce au ei inventariere și lucrări ce au mai făcut. Cine e pentru? Nu potriva? Dar nu s-a știut ce lucrări au mai făcut. Da, nu s-a vorbit. Dacă de... s-au mai branșat o persoană sau o locuință, le-am eu la deci vorba de modificare contractului. De... Domn primar, dacă tot mai ales la regia asta, mă bate sferul pentru un filtru de... Da. N-ai văzut care a fost răspunsul. Am bătut, să facem rezolvan să ne punem. Nu, hai să... facem cum să fie ce se poate, n-ar mai trebui să ne aprobăm nimic. Să nu ne mai trimite nimic și să nu ne aprobăm nimic. Asta e. Nu uite, la tot așa nu mai are. Tot așa nu uite. Margă atunci, tot așa, margă ei. Nu mai merim noi. Ideea că... că ia ca oamenii să ci scoti ochii, de ce nu, de ce nu-i apa bună? Și ce le spui la oameni? E, numai la patiu. Numai la patiu, da. Poți să stai la infinit de pe ei, că ei face mișto de tine. Dacă se duci primarul, să-ți cumpărați mă dacă pe treaba. Și regia lor, de la apă și canal. Da. Deci treaba mișto de tine, de ce treaba asta? E singura variantă să ne cuprindem un bugetul la 400.000 de euro, 4 miliarde, să-l punem filtrul și la revedere. Da, și atunci vine mersiv, trece el în inventar la compania de apă, e a lor. Și-a făcut pe noi. Deci noi le cumpărăm lor de tăti. Dar să facem de ce neapărat vreau să treacă la ei? Păi că așa e lui, iată, îl putem închiria.
Ridici mâna și le dai lor. Le băgem în chiria și scrie... Lor nu le trebuie, tu n-ai văzut că lor nu le trebuie. Îi obligăm, nu se poate acum, cu contractul ăsta să scriu așa. Te dă și ei, te obligăm să scriu pe refil. Rochiriem și trăgem de preț în api. Nu pot chiar așa, mă, nu pot. Te-ai exact așa, tu nu vezi cum să scrie problema. Să nu poți să ăsta contractul. Păi le închiriez, mărește prețul apă și vine pe consumatori, pe noi, Cosca. Dar cu DSP-ul nu se poate lua lecturi, dar nu știu nici ațeniu. Am dat un document noi, în Consiliu Local, dar poate să fie acum 5-6 ani, că suntem de acord să niște livrează apă menajeră. Atunci a fost... Nu pot avea. O greșeală. Care s-o? Ia, deci am greșit. Dacă am greșit, eu urmăresc pe sistemul că noi ne-am hotărât să ne dăm apă menajeră în loc de apă potabilă. Și mai departe și așa. Dar chestia apa la noi conține arseniu, nu numai de la asta, conține tătă și de la arteziu. Dacă tu local vrei să iei o măsură care să te ajute, eu nu cred că DSP-ul nu te-ar putea ajuta. Și dacă vrei să gândi spre lungi, ce poți să-mi agarata? Băi, te nu chiriez. Măcar atât. Dacă faci 4, nu le dai acum 4 miliarde de dai așa la ăștia, nu? DSP-ul îi amendează și îi închide. Păi să-i închide, că trebuie să fie o soluție de pe aia. Facem noi o decizie personal, eu știu cum să zic. Bun, să zicem mai departe. Nu poți stai așa, mă. Transportul public, iar delegarea primară. Cine pentru? Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale aplicabile persoanelor fizice și juridice pentru comuna Apatel, județul Arad, pentru anul 2023. Rămânul la nivelul anului trecut se indexează cu 5,1% rată de inflație. Cine e pentru? Abținere. Deci ăsta e obligatoriu, 5,1% rată de inflație. Da. Și acum vine, dacă ești din asta bun platnic, ți-ai scos dacă mergi pe 31 martie, nu? Bun, 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Domnul primar? Da, aveți proiectul de hotărâre, am și emis 1.000.000 de euro, pentru curente și de capitale și 27.064 pentru autorizare. Cine are de discutat cu mașina? Se vei cheltui tanisa? Pe cheltuie, pe facturi, pe tot ce cheltuie la curent. Gunoi, transport. Curent. Curent. Am mai dat niște bani și cu niște bani și cu niște bani. Da, dar trebuie să îi cheltuim ăștia, anul ăsta. Noi când am
stabilit, am la ultima rectificare, a zis că suntem pe zero cu tot. Deci ar trebui am să avem un plus, ori rămâni pe anul viitor, ori să cumpărăm ceva. Noi ne-am pus bani ca să ieșim până 30 decembrie. Bun, și acum noi n-am știut de ăștia, nu? Nu, dar noi am spus că în decembrie, pe sfârșit, o să vină ceva pe nunți, ca să știm să avem niște bani. Bine, nu bine. Nu bine, nu bine. Rămânea cu ianuarie. Oricum rămânea alții. Dar se face listă de investiții, ce vrea acolo, bun, trecem la vot, cine e pentru? Împotriva, ține? Cele adresate posibil. Ale alții. Da, astea mai sunt două. Astea două. Da, zi-i domnul. Contractul adițional, contractul de asociere, avem pentru Jan. Mai intră cineva înainte, nu? Nu, nu, ieși. A ieșit Arpișul. Trebuie acum suprafața să diminuează și trebuie făcut un nou contract pentru suprafața... De la Dubrava. Ies o comună și trebuie întotdeauna, dacă ieși sau intră, trebuie o trebuie de consiliu de la toate. Ipenu, Craiva, Roșmaș, Apacheu, Căran. Dar eu trebuie și numit reprezentant de partea primăriei, fiindcă au rămas 4 și atunci nu pot să funcționează numai 5, 7 fără soli. Nu înseamnă că iar vor trece 5. Tarifele? Cel puțin sunt cu inflația. Dar dacă nu putem crește, noi ne putem mult la altă ocol. Păi dacă a fost întrebare mea la ședința trecută de care tu n-ai fost. Asta a fost întrebarea mea. Nu, 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 Deci am propus în vară să numărim taxa la lemnul de foc pentru populație, pentru ăsta, pentru Apatieu, da? Să-l dai aici. N-am mărit taxa și a venit firmă privată care ți-o dat lemnul cu cât o vrut el. Mărit. Cu cât o vrut el. E bun. Păi să o punem la vot. Cine e pentru? Păi bine, oricum e așa. Păi și la noi. Trebuie să se intereseze.